Protest spontan în această dimineață la Spitalul Județean Slatina. Biologii și chimiștii au întrerupt lucrul la ora 9 dimineața, nemulțumiți de faptul că sunt dezavantajați în urma modificării legii salarizării. Mai mulți angajați ai laboratorului au înaintat și un memoriu. La nivel național, 650 de biologi, biochimiști și chimiști din sistemul sanitar și învățământul medical superior au semnat un memoriu în care se cere modificarea grilelor de salarizare din legea cadru 153/2017 pentru aceste categorii profesionale. Numărul semnăturilor de susținere a acestui memoriu este în continuă creștere, ajungând în prezent la 830 de persoane, pe măsură ce acest demers este mediatizat. Până la intrarea în vigoare a prezentei legi, salariile biologilor, biochimiștilor și chimiștilor principali erau aproximativ egale cu cele ale medicilor specialiști de laborator, iar acum raportul de salarizare este de aproximativ 1-4. Legea salarizării unice, 153/2017, din punctul nostru de vedere și din punctul colegilor noștri de vedere, a creat discriminări. Noi, ca și sindicat, am încercat să trecem anumite amendamente prin Comisia de Sănătate și Comisia de Muncă. O parte dintre ele au trecut în Comisia de Sănătate, dar ieri în Comisia de Muncă niciun amendament al Sanitasului nu a fost acceptat de către membrii Comisiei de Muncă. Vreau să vă spun că aceste creșteri salariale de la 1 martie se adresează numai asistenților medicali și medicilor, în condițiile în care în spitale lucrează și alt personal cu studii superioare, cum sunt, de exemplu, colegii noștri biologi. Ei sunt asimilați ca și personal medical, da? Ei fac aceleași lucruri pe care le face un medic de laborator, efectuează gărzi, sunt recunoscuți prin ordin al Ministrului Sănătății. În schimb, ei în grila de salarizare se plafonează undeva la 2022 la un 4.905 salariu de bază gradația 0. Biologii, chimiștii, psihologii, dar și alte categorii de personal sanitar cu studii superioare nu au beneficiat de măriri salariale în cursul anului 2017. Protestatarii observă o dezinformare voită în presa online și TV prin care salariile acestora sunt prezentate ca majorate, dar care în realitate aparțin doar angajaților care lucrează în direcțiile de sănătate publică, singurele majorate în 2017 și care includ și sporurile aferente. Aș vrea să fac așa o remarcă a faptului că acolo sus, unde sunt factori de decizie, sunt oameni nepricepuți, oameni care nu înțeleg ce înseamnă un colectiv de lucru și contribuția noastră la actul medical, alături de medici, alături de altă. Cerința noastră nu este să avem un salariu egal cu al medicilor, ci să fim plătiți începând cu 1 aprilie și noi la grila noastră de salarizare a legii 153 din 2007. Biolog principal cu o vechime de 42 de ani în Spitalul Județean Slatina. Și un salariu de 4.500. Nemulțumiri în rândul personalului sanitar, exceptat de la creșterile salariale, sunt legate și de regulamentul de sporuri. Acestea au fost plafonate la 30% pe ordonator principal de credite, ceea ce duce automat la o scădere de venituri, spun sindicaliștii din domeniu. Va mai mult, în categoria sporuri au fost introduse și zilele de sâmbătă și duminică, dar și sărbătorile legale. Ajungem în situația în care, fără a dori să supăr colegii asistenți medicali, ei vor câștiga mult mai mult decât biologii în laboratoarele de analize medicale, parafează, răspund pentru analizele pacienților din spitale și cu toate astea vocea noastră nu a fost ascultată. Ei au considerat că trebuie să facă acest protest spontan pentru a aduce în vizorul autorităților nemulțumirile lor. În cazul în care guvernul prin Ministerul Muncii și cel al Sănătății nu va găsi o soluție, biologii sunt decis să continue formele de protest. La spitalele din județ lucrează peste 20 de biologi, cărora li se adaugă psihologi, asistenți sociali și farmaciști, toți exceptați de la legea salarizării.